gonna be. So bring yourself over here, girl, and let me see you get low. If you want this, do it now, take it to the floor. But if you wanna act, you can keep yourself where you at. 369, damn, hey, hey, hey. Șoferul din imagine a ignorat limitele de viteză impuse de codul rutier și a călcat prea tare pedala de accelerație, fiind surprins de aparatul radar aflat în mișcare. Risca acum o amendă și puncte penalizare. În aceea situație se află și un alt conducător auto care a fost oprit de polițistul de la rutieră pe drumul Național 5, în dreptul localității Daia. Pentru un șofer profesionist care își câștigă existența din această meserie, ziua de astăzi a fost cu siguranță una nefastă. În goana de a ajunge la Spitalul Județean Giurgiu, acolo unde se afla o rudă care încercase să se sinucidă, bărbatul a depășit linia continuă, dar și viteza legală, așa că nu a fost surprins când a fost oprit de oamenii legii și nici nu a protestat, știindu-se vinovat. Agent șef Gheorghe, sunt de la Poliția Rutieră Giurgiu, vă rog să-mi prezentați documentele. V-a oprit pentru că ați efectuat o depășire neregulamentară? Da? Unde s-a întâmplat o asemenea? La spital, neapărat. La urgență. Deci urgență? Urgență. Ca de altceva nu plecam. Ce s-a întâmplat la spital? S-a întâmplat. Și de regulă nu încărcați? Nu încălcați? N-am probleme, chiar să verifice și n-am nicio problemă. S-a întâmplat și atâia venile un vărd al meu și... Așadar, captura șoferilor vitezomani în doar o oră nu a fost deloc de neglijat, metoda radarilor în cascadă sau a celor din mers, dovedindu-și odată în plus eficiența.